Bambu va renaște din cenușă la propriu. După aproape trei luni de anchetă, în urma cărora nu există încă un rezultat, patronii italieni s-au apucat să reconstruiască celebrul club. Vă reamintim, la începutul acestui an, localul considerat unul de fițe, ars din temelii pentru a doua oară. Proprietarii italieni sunt hotărâți să refacă povestea Bambu. Cu avizul anchetatorilor, patronii au intrat recent pe terenul unde a fost clubul și s-au apucat de treabă. Vor ca până la toamnă să ridice alt club, să construiască un fel de buncăr rezistent pentru ca toată lumea să fie în siguranță, spun ei. Vrem ca vara să ne prindă cu ușile deschise pentru clienți, să reintrăm astfel în circuitul distracției. Am început demolările scheletului calcinat, vom face curățenie și vom ridica un nou bambu. Vrem să fim gata la cheie în maximum două luni. Investiția care va fi suportată numai din buzunarul nostru, pentru că nu există asigurare, se va ridica la vreo 10 milioane de euro. Ce să facem? O luăm de la zero, spun apropiația patronilor italieni. Au trecut trei luni de la incendiu, dar ancheta nu s-a încheiat. Încă nu a fost stabilită cauza incendiului, dar cercetarea se va face în continuare pe baza probelor și a documentelor adunate până acum. Au fost audiate sute de persoane, clienți, angajați, patroni și chiar oameni care locuiesc în apropierea clubului. O instalație electrică abia montată, o supraîncălzire a unor circuite sau chiar o mână criminală, ipoteză susținută cu tărie de patronii clubului, oricare dintre ele poate fi motivul.